am trecut pe aici, pe la Chețani, știi, Servus My Friend, în primul rând, îs puțin obosit, dacă o să mă bâlbui un pic sau nu prea o să înțelegi ce spun, este de preferat să închizi videoul. Altceva nu ai ce să faci. Aș vrea să termine, mă bucur că îi văd că încă lucră aici la autostradă și chiar mi-ar plăcea să se gate odată toată lucrarea asta. De ce zic asta? Pentru că nu am mai fi nevoit să mergem aici pe național ăsta și zic eu că par ajuta mai multă lume, știi? Una este când te urci de la Cluj, de acolo, de la Gilău pe autostradă și te cobori la Mureș. Și alta este când trebuie să mergi pe aici, pe național. Puțin cam greuț. Și aici am văzut că lucrau. Dar văd că s-a sistat probabil deocamdată treaba. Nu știu de ce. Mala! Ceva fum acolo, ce-o fi? A, cred că dau foc la din astea, știi? Mamă, ce soare frustrant. Nu îmi place, mă, când bate soarele așa din față și chiar mă gândeam serios că ar trebui să merg și să-mi iau o pereche din asta de ochelari. Deși, sincer, îți spun că nu port ochelari din ăștia, știi, de soare, de lună, de eclipsă. Nu mă simt foarte confortabil cu ei, foarte, 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 foarte rar. Ar trebui să am aici în mașină, pentru că mai sunt situațiile astea în care, bă, chiar ai nevoie de ei, știi? Pentru că, virgulă, chestia asta de parasolar nu se duce mai jos și chiar ai nevoie. Adică ori așezi soarele, ori așezi parasolarul, dacă nu îți pui ochelarii, și soarele mai puțin, nu prea poți să-l așezi. Mamă, cât mii de somn, ioi. Mâine este marți și trebuie să merg să îmi depun și eu actele. Probabil că o să mai dureze vreo 2 săptămâni. Încă vreo o săptămână cu analizele și cu toate cele. Da, păi nu, a trece cumva. Bine că sunt oarecum la zero, nene, și mi-am luat toate examenele astea. Bă, e foarte interesant cerul uneori. Nu știu dacă ai observat chestia asta. Serios. Sunt anumite nuanțe, ca să zic așa, știi? Mamă, ce ruginită era, de la ce oare, frate, Mercedes-ul ăla? Pe din ăla am fost și eu, pe prelată, știi? Foarte faină mașina. Îmi plăcea foarte mult schimbătorul, știi? Cum s-auzea așa, oarecum metalic. Să vezi ce am pățit odată, dar am și filmat, este clipul pe canal. De când făceam exter cu Ford-ul, am tras o dată mai tare, eram la deal acolo undeva până în Slovenia și am schimbat din 3 în 4, dar mai brusc, mai prea brusc. Mamă, și ce zici, că deodată a rămas în 4 și maneta așa făcea, ca și cum era pe liber. Și zic, tu l-ai vet, am stricat asta, zic, vai. M-am oprit ușor în prima parcare. Și zic, bă, hai să văd, să soluționez, era noapte, știi? Și zic, bă, hai să văd ce s-a întâmplat aici. Nu mai mergea, știi? Am desfăcut chestia asta neagră de aici. Și era un plastic, cum să spun, ca un oval așa, știi? Cu două găurele. Și ăla trebuia întors invers și conectat într-o parte, într-un țumburuș din ăla și în partea asta, la alt țumburuș, știi? Și ăla schimba chestiile alea. Și plasticul ăla era aici și l-am văzut, m-am uitat la el, zic, bă, nu e rupt, ăsta a căzut, zic, de undeva, dar de unde o fi căzut? Și m-am tot uitat pe aici până chestia asta, l-am identificat și zic, gata, boss, îl pun la loc. Bă, îl pun eu la loc, apăs ambreiajul, țâc, 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 țâc. Zic, uite-mă că funcționează totul, zic, perfect. Îți dai seama că trebuia să rămân, poate că pe acolo. Primi ceva mesaj, nu știu. Ce zici de o pizza? Băi, ești nebun la cap? Mâncăm pizza? Sau când? Aaa, ce crezi? Vodafone. Dă Vodafone pizza, ia fii atent. Ce zici de o pizza diseară cu o reducere de Vodafone Happy la Jerry's Pizza? Sau dacă ai poftă de cumpărături,
ai reducerii de la Cora și Philips care te așteaptă. Răzuiește și vezi ce surpriză ai primit. E țeapă chestia asta cu răzuiește de la Vodafone, cel puțin din punctul meu de vedere. De ce spun asta? Pentru că noi avem Vodafone, o să ne portăm și de la Vodafone, nu mai stăm mult în casa Vodafone. Și am tot învârtit acolo de 3 ori, știi? Și zic că dă-mă să mai învârtim, să mai învârtim. Nu e la mine aplicația, e la soția mea. Și zic, mamă, zic, baby, dă telefonul ăla să învârt acolo, să vedem ce am câștigat. Bă, tot timpul 20% reducere la Philips, 20% reducere la Philips, 20% reducere la Philips, altceva nimica. Mamă, eu m-am oprit bine aici în parcare, pot să fac un 45. Ce s-o fi întâmplat? Hai să auzim. Un coleg ne spune și nouă de ce este coloana asta aici, mulțumesc. Nimenea nimic. Ha? Or fi de la lucrările astea? Ioi! Am înțeles, mulțumesc! Nu, no, te bagi sau nu te mai bagi? În care ce zici, ce mune, să vedem aici pătale? A fost accident, a venit smurdul. Doamne, ferește, frate. Uite-mă că s-au asistat și la oamenii ăștia. Probabil că e seară, nu cred că lucrează în 2-3 schimburi, știi? Dar vezi, este ceva activitate. Uite, s-au făcut și bucata aia încolo. Foarte ok. Mamă, ce bine ar fi să se gate și asta. N-ar mai trebui undeva la vreo 7000 de kilometri de autostradă. Uite și pe partea asta. Mamă, ce verde e alu ăsta. Ce ți-ai făcut-o așa verde? No, mare atenție, nene. Vezi, sunt probleme. De asta zic, bă, că trebuie să avem grijă, frate. Uite, vezi și naționalul ăsta. Poate dacă nu era naționalul ăsta și trebuia să mergem doar pe autostradă, poate că nu ar mai fi fost aceeași problemă, știi? Nu, nu știu, zic și eu. Dar chiar avem nevoie de autostrăzi, frate. Chiar avem nevoie. Nu, serios. Opa, am plecat, Vasile. Unu, doi, trei, la rând. Poc, poc, poc. Doamne ferește. Asta vrea să treacă sau ce e aici? Păi pune brea alea în funcțiune și du-te, dacă nu stai acolo. Ana, tași că a plecat smurdu sau mi s-a părut mie? Nu, 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 n-a plecat. S-a tamponat un pic, cine știe, poate cineva vreo fractură, vreo din asta, știi? Doamne ferește, nene. Uite, vezi, sunt lucruri care se întâmplă, de asta trebuie să fim foarte, foarte atenți. Așa. Mama, am fost pe drumul ăsta pe aici, pe la Unirea. Mama mea, dezastru, nene, nu știu dacă l-au făcut, bă, toate podurile din România sunt problemă cu ele. Ia uite. Bă, toate, mă. Băi, același arhitect, proiectant, constructor, dirijor, cum e ăsta, mă, care face toate astea? Tu ai, fetă. Bă, dar serios, dar n-a fost nimeni în Franța, în Germania, Spania, în Italia, în Craiova, băi, dar serios, bă. Bă, tu ai văzut cum sunt trecerile alea, mă, de acolo? Băi, deci fii atent, după ce vii și conduci în România și mergi în extern, mai au și ei anumite locuri din astea pe șosea, pe asfalt, unde sunt peticite, dar bucată întreagă, știi? Și la noi cum este? Că la noi mai strângi așa puțin din smochină, că urmează un dâmb, știi? Bă, băiatule, acolo strângi din smochină și ghiși ce, nu era niciun dâmb, adică totul e perfect. E doar nuanța, deci culoarea este schimbată, am adus aici ferestre la casa asta, și nu este nimic, niciun dâmb. Deci eu când am văzut că ăia pun canalizările la cumpănă la Boloboc, am zis așa ceva se putea face și la noi, dar mă gândesc că n-or avea ăștia Boloboc și cumpănă din aia, știi? Bă, sunt la Dedeman, câte vrei. Am văzut eu cu ochii mei, serios. Poate că asta le lipsește.
una peste alta, consider că avem foarte buni meseriași în România, sunt convins de chestia asta. Numai că problema este puturoșenia, nesimțirea, habar n-am cum să-i spun. Păcat, pentru că tot noi plătim. Deja am ajuns la datorie din jumătatea PIB-ului țării, adică mai sunt încă 5-6 ani și să intrăm în faliment. E ca o firmă care ne intră în faliment, nene. Așa că am fost cumpărați cu totul, da? Asta înseamnă, ca și grecii. Grecia nu mai este a grecilor. Este a altora. Să mergem înainte, să atibița. E bun, merge ușor, liniștit, consum bun. Bine că e blue.